Bă, să vezi cum merge lumea. Singura dată când stau, bine, nu e singura dată, dar printre singurele nopți în care stau după 1 noaptea, și asta doar pentru că am adormit pe la 8 seara, eu ziceam că o să fie un blestem că nu mai pot dormi noaptea asta. Dar se pare că nu a fost un blestem. Se pare că totul a fost sortit, pentru că tocmai a ieșit trailerul la GTA 6, prin surprindere ne-a luat. Că trebuia să iasă mâine, voiam și să fac live mâine. Mă pregătisem deja să pregătesc să programez un live. Mamă, cu aia am emoții, nu mai pot. Deci a ieșit trailerul. A ieșit trailerul la GTA 6 și asta este prima mea reacție. Deci eu nu l-am văzut. Am văzut 3 secunde și văd că e o autostradă. Nu mai pot. Cred că o să fiu și printre primii YouTuber român care scot reacții la trailer. Că o să o scot acum. Cât e 3 dimineața, perfect. Sau o programez pentru 6 dimineața când se trezește toată lumea. GTA 6. GTA 6. Și chiar e GTA 6. Unii spuneau că s-ar putea să nu fie GTA 6. Este GTA 6 și exact așa se numește aparent. Ce ciudat e să vezi Grand Theft Auto V.I. Deci mi-e frică să apăs pe play. Deci ce? Asta e... Nici nu știu ce e asta. E Miami? Că după imaginea aia din cover-ul de, care a anunțat trailerul, părea să fie Miami. Arată... Știu că nu o să dea prea multe detalii. E primul trailer, m-am uitat. Deci am examinat foarte mult. M-am uitat la, și la jocurile anterioare și de obicei primul trailer nu prea dezvăluie decât așa ca idee, ca concept. Deci nu o să fie prea multe detalii, dar... Nu mai pot! Ok. Hai să-i dăm drumul. GTA 6 trailer. 3 milioane de like-uri, 1 milion de vizionări. E clar că a spart. A spart YouTube-ul. Cred că are vreo 20 de milioane de vizionări de făcut. Sau mai mult chiar. Ah, ok. Jesus. Lucia, do you know why you're here? Bad luck. Nu pot! Bă, dar mi se pare cunoscută melodia asta. Cumva a fost licuită melodia. Ok, deci Lucia de Lucia... arată... Arată... într-un mare fel coaie. Și gândiți-vă că asta e prima variantă a jocului. Na, trebuie să mai... Lucia. Mamă, cum arată băiatul. Deci fiți atenți. Cred că o să întind videoul ăsta la 8 minute fără să vreau. Dar na, sunt prea multe de... Deci câte secunde au trecut? 8 secunde de... În 8 secunde sunt prea multe de discutat. Deci uite cum arăta GTA 5. Uite cum arăta GTA 5, bossule. Și uite cum arată primul trailer. Și uite cum arată primul trailer la GTA 6. Voi înțelegeți nivelurile? Deci cred că tocmai mi-am dat drum. Lucia. Lucia. Do you know why you're here? Bad de luck, Lucia știam. Mamă, cum arată. Uite și detaliile pe ok. Bă, dar cred că am mai văzut clipuri de astea, deci chiar arată ca în leak-uri. Partea asta cred că am mai văzut-o pe undeva. Dar na, jocul arată. Doar din asta arată genial. Și nu e vreo chestie să fie doar de cinematic. Că ați văzut că trailerele pe care le fac Rockstar, bă, arată ca în joc. Deci uite, ăsta arată efectiv ca în prima variantă a GTA 5-ului. Bă, chiar o să avem o mapă gigantică? Partea asta o să fie în joc? Adică... podul ăsta care o să ducă în pizda măsii, nu știu unde. Vice! Păi, am mai văzut părțile astea. Ori m-am uitat eu pe TikTok acum o oră și... Acum o oră ieșise trailerul. Te erau atâtea live-uri pe TikTok cu trailer, am crezut că fac mișto, mă. Ia uite, avem TikTok în GTA 6. Coai, are Karen în GTA 6. Ignorând crocodilul pe care l-am văzut din aur. Da, l-am văzut și pe ăla. Are Karen în GTA 6. Sunt curios de dată. Atâtea m-am rămas să văd data. Deci am înțeles, e plin jocul ăsta. Deci e plin de chestii. Pare foarte plin de chestii. Mai ales din faza asta. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this, Jesus Christ, is by sticking together, being a team. Trust?
trust. Data? Care e data? Bă, măcar știm că există. Măcar știi că o să apară. Da, e de capul meu, 2025. Nici n-au zis o lună. Am pârlit-o. Da, și logo-ul mai e. Bă, la logo sau au făcut-o simplu. Ceea ce mi se pare corect, sincer. Ce design poți să mai faci? La câte feluri de designuri s-au făcut deja pentru șasele ăsta de oameni random pe internet? Cel mai bine au păstrat-o simplu cu niște palmieri ca textură. Bă, dar jocul arată bine. Și e primul trailer în continuare. Trust. Adică uite la movement. Uite la movement. By sticking together, being a team. Is by sticking together. Dar știți că practic astea o să fie toate în jocuri. În joc. Together. Tot ce arată aici o să fie în joc. Păi și din storyline, ce am înțeles e că o avem pe Lucia asta, care știam deja din leak-uri, care presupun că e un ex-convict și e pusă la treabă cu Gagicuie, cred. În leak-uri cred că zicea că e Fraxul ăla. Acum poate să fie Fraxul. Până la urmă e Florida. Da, nu știu. Nu vin să cred că e real. Vin să cred că GTA 6 există. Și pare că se ridică la așteptări. Chiar pare că se ridică la așteptări. Dar în continuare, 2 ani de acum încolo este foarte mult. Cred că mai mult mă bag în depresie știind că jocul ăsta e atât de bun și o să mai dureze 2 ani până iese. Cred că iese dracu. Când a ieșit PlayStation 5? 2020. Iese altă consolă până se lansează GTA 6. Cred că vor să lanseze un GTA 6 pe PS6, mă, că nu merge pe PS5. GTA nu se lipește. Dar n-am văzut, sau nu știu, poate n-am fost eu atent, dar n-am văzut Countryside. Chiar să fie asta toată mapa? Nu. Cred că asta e, asta ar trebui să reprezinte Countryside, deci o să aibă și, deci cred că mapa o să fie destul de mare, nu o să fie doar Miami. Păi mi se părea mie de ce pe la jumate mi se părea atât de cunoscut trailerul. Apoi eu l-am văzut pe TikTok fără să vreau. Eu am crezut că aia pe live reacționau la concepte, gen înainte de trailerul în sine. De aia cred că ar trebui să-mi activez notificările pe YouTube. A, a postat Red, bă, asta nu doarme. Ok, lasă că mai e timp, îl postez și eu acum. A, da, deci ne auzim în 2025. Ah, nu vreau să aștept atâta. De-aia e extraordinar jocul.